Sosiți la fața locului, pompierii mehedințeni s-au confruntat cu o situație inedită, deoarece proprietarul autoturismului susține că în acest moment incendiul este stins. Însă pompierii ne-au asigurat că nu vor părăsi locul incidentului până când nu se vor asigura că incendiul nu va reporni. Problema pompierilor a apărut în momentul în care s-au lovit de refuzul proprietarului mașinii de a-i lăsa să-și facă treaba. Omul susținea sus și tare că a intervenit el pentru stingerea incendiului și că acum totul este în ordine. Nu de aceeași părere au fost însă și pompierii. Senin, aveți... Și odată m-a venit cu fum la bord. Și cu asta ce să vă mai spun? Din ceea ce știți dumneavoastră, aveați probleme la ea până acum? N-a fost, domnule, probleme, dar eram nebun să circul cu ea. Așa. Este prima dată? E prima dată, arestare tehnică făcută, tot. De cât timp aveți? Păi e din 98. S-a mai întâmplat de când șofați să mai aveți probleme cu ea? Nu. E prima dată? Da. E bine, ce să faceți acum? Intervenim să dăm cu apă. Dar cine a acționat cu acest praf? Cine a dat cu praful? Proprietarul. Păi cine se dea? Păi da, bineînțeles. Cum se procedează în aceste cazuri? Este o procedură standard? Ce o să faceți? Nu, o să acționăm până la urmă, nu o să le plecăm de aici până nu incendiul este lichidat definitiv. Este în acest moment un pericol stadiul în care se află? Se poate reaprinde. Da. Există pericol de explozie sau? Încă nu este pericol de explozie, atât încă nu sunt flăcări și nu se poate încălzi rezervorul, se poate să fie explozie. La fața locului a sosit și un echipaj de la poliție pentru a se asigura fluidizarea traficului în zonă. Dumnealui era prima mașină sosită în intersecție la semafor, i-a ieșit fum de sub bord, a scos borna de la baterie, după care, cu sprijinul altor conducători auto, a tras mașina aici unde se vede în imaginea dumneavoastră și a început cu extintoarele să stingă incendiul care deja ajunsese la flacără deschisă în interiorul mașinii. În siguranță, pompierii nu vor pleca de la fața locului până nu se vor asigura că incendiul este stins complet. Da, chiar am discutat cu dumneavoastră acest aspect și vor rămâne la fața locului preț de câteva minute, poate, eu știu, cât este necesar, până nu mai iese fum de sub bordul autoturismului incendiat. Proprietarul mașinii a avut nevoie de câteva minute bune pentru a se mai liniști și pentru a se putea înțelege cu cei care au sosit la fața locului pentru a-l ajuta.